20% din petițiile înregistrate de polițiștii din Glodeni în acest an au fost cazuri de violență în familie. Potrivit Comisariatului de Poliție Glodeni, cel mai des sunt abuzate femeile. Violența în familie a atins cote alarmante. Victimele acestui tip de comportament sunt cel mai des femeile, copiii sau bătrânii. Potrivit statisticii, fiecare a treia femeie suferă de abuz fizic sau verbal. De teamă, rușine sau chiar din convingerea că merită ceea ce li se întâmplă, numeroase femei tolerează violența partenerilor de viață. De cele mai multe ori, aceste fapte fie nu sunt cunoscute, fie sunt ignorate. Violența și abuzurile afectează femeile din toate categoriile sociale și este cea mai răspândită formă de încălcare a drepturilor omului. O cauză a violenței în familie, de ce să ascundem, poate să fie și consumul unor, alcoolului, chiar consumul alcoolului. Deci, făcând un studiu, s-a observat că atât în rândul tinerilor, cât și în rândul celor vârstnici, din motivul că nu au ocupație, nu au cu ce se ocupa, se apelează la niște întâlniri și ca aceste întâlniri să aibă un efect, lumea, deci, în loc de un ceai și o cafea, consumă niște substanțe, deci, să spunem noi, alcoolice. Acesta este un motiv. Al doilea motiv, putem să spune că este poate depresiile, starea psihologică, poate neînțelegerile, atunci că atât soțul nu poate să înțeleagă soția sau soția nu poate, deci, să dea o explicație la moment și atunci apar aceste probleme de violență. Deci considerăm că este important ca nu numai tinerii, dar și persoanele adulte să fie informate în această direcție. Cum să poată să țină o gospodărie, cum să poată să țină o discuție, cum să poată să negocieze între ei pentru a ameliora situația creată din familie. Trebuie pedepsiți așa că se înțeleagă mai. Nu vă pot spune nimic. Care ești proște și ea. Și bărbații au o atitudine negativă referitor la acest subiect. Ce este un lucru foarte rău, fiindcă la Moldova se practică așa ceva, eu nu știu. Trebuie de apelat la linia fierbinte. E rău să bați soția. De masă e rău de pe. E foarte rău. Potrivit Comisariatului de Poliție, 20% din petițiile înregistrate în acest an au fost cazuri de violență în familie. Pe parcursul acestui an am intervenit cu 18 demersuri către judecătoria Glodeni privind emiterea unei ordonanțe de protecție în privința victimelor violenței în familie. În 15 cazuri, vreau zic că au fost emise ordonanțe de protecție a victimelor violenței în familie. În 3 cazuri ni s-a refuzat emiterea unei astfel de ordonanțe. Dacă ne referim la crime, vreau zic că din cele 2 crime și o tentativă de omor înregistrate parcursul anului acesta în teritoriul Raionului Glodeni. Tentativa de omor se referă la cazuri de violență în familie. Din cele 115 petiții, 22 se referă la violență în familie, 6 cazuri cu referire la copii, restul sunt femei, bărbați n-au avut de suferit. Pedeapsa, zic, conform alineatului 2, e culpabilă amendă de la, până la 500 unități convenționale sau de la 3 la 6 ani privațiune de libertate, cum decide instanța de judecată. În prezent se desfășoară campania internațională 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, inițiată în 1991 ca o strategie de organizare care să promoveze eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor. În fiecare an, campania debutează la 25 noiembrie, Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeii și finisează la 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului.